Bună ziua, din nou, dragi cititori, dragi iubitori ai Bună ziua! cărții. Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a pastilei de lectură. Vorbim despre o carte cu adevărat remarcabilă, publicată în colecția Psihoterapia. Este vorba despre doi autori de renume, doi psihoterapeuți, Daniel Siegel și Marion Solomon, și un întreg, i-am putea spune, colectiv de redacție, cercetători care și-au adus aportul, și-au adus contribuția la scrierea acestei lucrări de referință, aș putea spune. Este vorba de cartea Cum se schimbă oamenii, avându-i, așa cum am spus puțin mai devreme, ca coordonatori ai colectivului de cercetători și de specialiști în psihoterapie pe Daniel Siegel și Marion Solomon. Astăzi vorbim cu Gabriela Deniz, coordonator Bună al ziua. colecției Psihoterapia și senior editor la editura Herald. Indiferent de orientarea, de stilul, de terapia abordată ca practică clinică de fiecare terapeut, începând de la, eu știu, terapia schemelor, continuând cu terapia cognitiv-comportamentală și alte forme de terapie, acest demers în psihoterapie este foarte, foarte important atât pentru psihoterapeut, dar și pentru client, pentru pacient. În această lucrare, în lucrarea Cum se schimbă oamenii, cei doi autori și colectivul de redacție vorbesc despre neuroplasticitatea creierului, despre neuropsihologie, vorbesc despre terapia individuală, despre terapia de cuplu, despre terapia la copii, despre terapia, sau, mă rog, despre felul în care se găsesc în corp corespondențe legate de partea aceasta de psihoterapie și de partea clinică și automat mă duce cu gândul la o altă carte publicată, foarte dragă mie, o altă carte publicată în colecția Psihoterapia. Este vorba despre Babet Roșil, corpul își amintește. Gabi, aș vrea să începem discuția noastră de la relația care există, care se stabilește între neuroplasticitatea creierului și relații, pentru că știm foarte bine că creierul pe parcursul vieții noastre se schimbă. Vorbim despre un organism viu care are o dinamică proprie, la fel și relația o putem numi un organism viu care are o evoluție proprie și o dinamică proprie. Deci noi oamenii ne schimbăm și aș vrea să vorbesc cu tine dintr-o dublă perspectivă, să-i spunem. Aceea de redactor de carte și om care te-ai ocupat și te-ai îngrijit de această lucrare extraordinară, dar și din postura de psihoterapeut. În primul rând, cred că este bine de remarcat faptul că noi ne formăm în relație, tocmai că vorbim despre neuroplasticitate. Este tot mai cunoscut faptul că omul când se naște, copilul, nou-născutul, are doar cea mai mare parte a creierului inferior formată, adică partea din creier care controlează în special funcțiile biologice. Și are un foarte mare potențial ca să dezvolte funcții superioare, cum ar fi gândirea, limbajul, controlul emoțiilor, atenția concentrată și alte abilități pe care noi ni le dezvoltăm în timp. În primii 2 ani de la naștere, de altfel, se consideră că, practic, copilul este în plină fază de dezvoltare a creierului, când, practic, circuitele cerebrale se dezvoltă cu cam aceeași viteză cu care se dezvoltă ele în uter, în perioada prenatală. Deci creierul se formează în continuu în primii 2 ani de viață, el crește în continuu,
Doar că există o condiție pentru ca acest lucru se întâmple. Și pentru ca noi să ne dezvoltăm până la urmă acele abilități superioare pe care le apreciem atât de mult. Și anume relația. Noi ne formăm în relație. Avem nevoie de un alt om care să ne oglindească, care să ne iubească, care să ne mângâie, care să ne reflecte înapoi, să intre în ceea ce se numește, acum tot mai este numit de specialiști, în protoconversație, să intre într-o protoconversație cu noi, adică prin limbajul non-verbal, prin atingeri, prin corp, să rezoneze cu noi, să-și ajusteze ritmurile biologice cu noi, pentru ca noi să învățăm să ne reglăm propriile noastre ritmuri. Avem nevoie să ni se oglindească de fiecare dată când stările noastre devin prea excitate, suntem prea activați sau speriați. Avem nevoie să ni se oglindească când suntem prea jos, când stările noastre energetice, stările noastre emoționale coboară prea jos, să fim activați. Și învățăm de la adultul din viața noastră, de la figura maternă, care poate fi mama sau un alt adult important din viața noastră, învățăm să ne reglăm până la urmă aceste stări de excitație și învățăm să ne reglăm în primul rând emoțiile. Fiindcă, așa cum dovedesc din ce în ce mai mult cercetătorii și așa cum vom întâlni și în această carte descris cu foarte multe detalii și foarte elocvent de fiecare autor în parte, emoțiile joacă un rol central în viața noastră și în dezvoltarea creierului. Nu suntem numai ființe cognitive, nu suntem numai ființe care ne dezvoltăm prin a ne dezvolta abilitățile cognitive de gândire superioară, rațională, concretă și abstractă, ci suntem ființe emoționale care se dezvoltă în relație cu celălalt și într-un mediu favorabil, într-un mediu în care simțim iubire, într-un mediu în care simțim acceptare. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în primii 2 ani de viață, atunci când creierul nostru se formează, se maturizează cel mai mult, este ritmul cel mai rapid de creștere din perioada postnatală, dar este valabil pe tot parcursul vieții. Și avem nevoie de o relație, de un om care să ne oglindească stările, care să ne dea acest context în care să ne înțelegem pe noi înșine prin faptul că este acolo și rezonează cu noi și este gata să se acordeze biologic, psihobiologic la ce suntem noi, să zicem așa, să împartă realitatea noastră, să împărtășească din adevărul nostru în relațiile de cuplu, în relațiile de părinte-copil și chiar în relații de prietenie și, de ce nu, și în relații de dezvoltare spirituală în care intrăm. Da, poate cu un mentor. Avem nevoie pe tot parcursul vieții și în relația terapeutică, în relația psihoterapeutică, în relația între terapeut și client. Fiindcă doar într-un astfel de mediu care favorizează creșterea, noi învățăm despre noi și învățăm să ne reglăm propriile noastre stări interne și să ne integrăm cea mai mare parte din conținuturile vieții noastre zilnice și din ce se întâmplă în conștiința noastră, ce se întâmplă în corpul nostru, într-un tot armonios, unitar, care să ne ajută să funcționăm și să ne simțim împliniți, să ne simțim echilibrați în viață. În toată această carte, Cum se schimbă oamenii, accentul este pus pe procesul de schimbare, pentru că cumva plecăm de la premisa că în permanență, în viață, mediul este suficient de bun. Ceea ce primim este suficient de bun. Unii dintre noi nu primesc nici măcar atât suficient de bun. Primesc doar satisfăcător pentru a rămâne în viață sau suntem de-a dreptul traumatizați în relațiile noastre incipiente din viață. Și pe parcursul vieții, în relația terapeutică și în relațiile noastre de cuplu, de exemplu, avem nevoie să ne regăsim echilibru și să găsim acel mediu care favorizează creșterea, care ne ajută până la urmă să ne aducem circuitele noastre neuronale și stările noastre psihologice la cea mai bună versiune a lor. Ne dezvoltăm în continuu, iar neuroplasticitatea este prezentă pe tot parcursul vieții. Este un alt lucru pe care le-au dovedit din ce în ce mai mult studiile științifice în ultimii ani.
relația de cuplu și relațiile în viața noastră favorizează neuroplasticitatea. Cu cât o relație este mai acordată la ce avem nevoie și mai în relație partenerii sunt mai acordați psihobiologic, se acceptă, se confirmă reciproc, își validează trăirile și se hrănesc unul pe altul emoțional, cu atât mai mult neuroplasticitatea funcționează și creierul nostru își găsește acea arhitectură care să-l ajute să funcționeze cât mai bine. Pentru că tu pomeneai puțin mai devreme de faptul că oamenii se schimbă în relații și funcționează în relații. Dacă nu mă înșală memoria, cred că Harville Hendrix scria într-o carte publicată tot la editura Herald, dacă nu mă înșel, în colecția Pasândoi, despre faptul că oamenii se vindecă, funcționează, se schimbă și se vindecă în relații. Deci, faptul că omul este un animal social, o spunea un filozof și un gânditor antic, demonstrează acest lucru. O întrebare și o curiozitate. Cum se schimbă oamenii? Pentru că tu ai pomenit puțin mai devreme despre relația de cuplu. Și în carte, autorii abordează și partea aceasta de terapie de cuplu. Cum se schimbă oamenii care nu sunt într-o relație de cuplu? Știi ce curiozitate am? Sunt mai pregătiți și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere mental. Oamenii care au trecut prin anumite relații din care se presupune că au învățat din greșeli, din timparele relaționale disfuncționale, sau cei care sunt singuri. Ce facem, de exemplu, cu cei care sunt singuri de o perioadă lungă de timp, da? Și nu se pot schimba în relația de cuplu. Da, se pot schimba poate în relația cu copilul, se pot schimba în relația cu părintele, la fel, dacă au părinți, sau cu cei din jur, cu cei din seme. Dar fiind singuri, ei cum se racordează la zona asta emoțională de care tu spuneai puțin mai devreme? Relații nu înseamnă doar relații de cuplu, în primul rând. Prima noastră relație este relația cu acea figură maternă, persoana care ne îngrijește, care ne crește, persoana care își acordă în cea mai mare parte a timpului ritmurile sale psihobiologice cu ritmurile noastre. Da? Ea este cea care creează acea rezonanță de care avem nevoie în copilărie ca să ne dăm seama că existăm și să ne diferențiem de la o simbioză în care suntem cu celălalt la ăsta sunt eu. Astea sunt granițele mele, așa funcționez eu. Să ne dezvoltăm acea personalitate, eu-ul nostru conștient, și pe care reușim să-l maturizăm suficient de mult ca să intrăm în relații cu alți oameni fără să ne dizolvăm în acele relații. Cu cât eu-ul nostru este mai matur, cu atât mai mult relațiile în care intrăm funcționează mai bine, cu condiția ca relația pe care noi o creștem acolo, pe care noi o alimentăm, să fie de asemenea cu o persoană suficient de matură încât să putem să rezonăm, să putem să păstrăm niște granițe sănătoase în acea relație. Nu contează dacă este o relație de cuplu, poate să fie o relație de amiciție în care noi să rezonăm, poate fi un grup în care noi ne simțim validați, în care noi ne simțim stimulați să creștem, ne simțim acceptați, necondiționat, cum spunea Carl Rogers. Poate fi o relație spirituală și de ce nu, în cele din urmă, așa cum Carl Gustav Jung vorbea despre religie, poate fi o relație cu noi înșine, deja ca persoane mature, religie, în ideea aceasta a lui Jung, este mai mult o relație cu noi înșine, cu o parte din noi înșine care este centrul personalității noastre, este modul în care noi ne raportăm la propria noastră viață, la propria noastră vitalitate și la
realitatea din care, în care noi suntem imersați. Deci, relație înseamnă foarte multe lucruri. Nu înseamnă că dacă nu ai o relație de cuplu, nu poți să te dezvolți sau neuroplasticitatea nu funcționează. Relație poate să însemne relația cu mama, cu tata, chiar dacă ei sunt în vârstă. Relație poate să însemne relația cu copiii noștri. Relație poate să însemne relația cu un mentor, relația cu un pastor, relație cu un terapeut, în primul rând. Pentru că cei mai mulți oameni vin la terapeut pentru a găsi soluții la problemele care îi tulbură în viața de zi cu zi, la depresie, la anxietate, nu știu, anumite trăsături accentuate de personalitate, cum ar fi tendința către control, compulsiile, nu știu, nu mai vin acum exemple, dar sunt stările noastre interne care ne tulbură și ne supără foarte tare, de cele mai multe ori sunt cauzate de o funcționare mai degrabă rigidă a creierului nostru sau o funcționare haotică, așa cum bine pune accentul Daniel Siegel, referitor la funcționarea minții. El spune că noi trebuie să intrăm, idealul este să intrăm într-o stare de flux, în care mintea noastră funcționează coerent și armonios, fără a se apropia de niciunul din cele două maluri, malul rigidității, unde lucrurile sunt așezate foarte bine, fiecare în cutiuța lui, dar nu există loc pentru o schimbare și pentru o funcționare armonioasă, și nici să intrăm în malul celălalt, unde nu există ordine și nu există sens, nu există niciun fel de integrare. Acolo deja intrăm într-o zonă a haosului, în care, practic, atașamentele noastre sunt de cele mai multe ori, atașamentele față de ceilalți oameni și relațiile noastre sunt de cele mai multe ori dezorganizate, haotice. Cum se schimbă un om sau câtă nevoie ar avea de psihoterapie? Hai să presupunem, ne imaginăm o persoană cu micile probleme pe care tu le-ai amintit puțin mai devreme, anxietate, atacuri de panică, neliniște, episoade depresive și așa mai departe. Cât de mult îl susține psihoterapia și cât de mult îl ajută cumva să traverseze această perioadă și să-și rezolve până la urmă problemele? Se spune că nimeni, oricât de mult ar încerca, nu reușește să se vindece de unul singur. Da, poți prin partea aceasta cognitivă și intelectualistă, aș spune eu, poți să citești foarte multe cărți, poți să te duci la foarte multe cursuri, seminarii și așa mai departe, poți să interacționezi cu oamenii și cred că asta ajută, chiar cred că asta ajută, dar nu te poți vindeca în totalitate și până la urmă recurgi tot la psihoterapie. Asta mi-aduce aminte de parabola aceea budistă care vorbea despre iluminare, despre călugărul care a petrecut foarte mulți ani în izolare, într-o peșteră și a meditat foarte mult și a meditat și în momentul în care și-a zis, ok, m-am iluminat, s-a întors acasă și când s-a întors acasă la părinții lui, toate problemele lui de relaționare au revenit și toate vechile tipare au revenit și atunci a spus, dacă vrei să-ți dai seama dacă te-ai iluminat cu adevărat, trebuie să te întorci acasă la părinți. Pentru că noi reluăm foarte mult din tiparele noastre de relaționare din prima copilărie, așteptările noastre despre cum funcționează oamenii, despre ce ne oferă și ce nu ne oferă oamenii, cât de mult putem noi avea încredere în ei, cât de mult ne-au dezamăgit ei, cât de mult ne rănesc ei, cât de multe lucruri suntem noi capabili să facem, da? Cât de mult au avut alții încredere în noi, cu alte cuvinte, și ne-au investit cu această încredere, toate acestea noi le aducem în celelalte relații și ne așteptăm ca partenerii noștri adulți, de exemplu, să se comporte la fel, să aibă aceleași așteptări de la noi, sau noi avem de la ei gândirea, credința că poate nu sunt de încredere, poate nu sunt suficient de bun sau poate nu reușim noi să-i satisfacem pentru că noi n-am reușit nici înainte să ne mulțumim părinții în nu știu ce contexte de viață, știu, sau poate că n-am fost niciodată suficient de bun la școală, eu știu, și n-am obținut niciodată rezultate foarte bune. Ne așteptăm ca și la job, când mergem, când ne angajăm undeva, partenerii noștri adulți să vadă în noi o dezamăgire, să vadă că nu putem să ne îndeplinim obiectivele.
Și atunci noi intrăm deja cu setările astea, cu așteptările astea în relația respectivă. Reluăm, cu alte cuvinte, tiparele cu care noi ne-am obișnuit în copilărie. Reluăm acele comportamente, acele strategii pe care le foloseam în copilărie ca să ascundem faptul că ne este rușine, faptul că suntem slabi, că nu suntem suficienți de buni, că nu avem încredere în oameni, că reluăm toate, ca să ascundem toate aceste credințe sau de multe ori ca să ni le confirmăm, reluăm toate acele scenarii pe care noi le-am folosit în copilărie. Și sub forma unei profeții auto-îndeplinite ajungem să jucăm aceleași roluri. Și mai mult decât atât, împingem pe ceilalți în rolurile în care noi ne așteptăm ca ei să intre, făcând lucruri pe care în mod obișnuit le facem și lucruri pe care și ei la rândul lor sunt obișnuiți să le facă. Este un joc al tiparilor, un joc al scenariilor. Și atunci, atunci când intrăm într-o nouă relație, suntem de cele mai multe ori obișnuiți să știm dinainte cumva, în mod inconștient, rezultatul acelei relații. Cumva ne proiectăm în viitor rezultatul acelei relații. Și când intrăm în cabinetul terapeutului, de cele mai multe ori intrăm în același joc. Și ce se întâmplă este că de foarte multe ori terapeutul nu realizează de la început, de exemplu, care este jocul, care este scenariul clientului, cu ce anume a venit el în cabinet. Și se întâmplă ca de multe ori terapeutul să nu te poată ajuta, tocmai prin faptul că nu este suficientă răbdare sau nu este suficientă compatibilitate între scenarii sau poate că terapeutul se potrivește atât de bine scenariului încât clientul este mulțumit sau complet nesatisfăcut și pleacă, nu se mai întoarce niciodată la terapie. Modul în care te ajută terapia este când, după o perioadă de timp, se stabilește o relație autentică, o alianță terapeutică, în care clientul ajunge să aibă încredere în terapeut, iar terapeutul renunță la scenariile sale proprii vis-a-vis de clientul care a ajuns în cabinet și reușește să vadă adevărata persoană din fața sa. Ambii își dau acces, să spun așa, la o zonă de vulnerabilitate. Terapeutul ajunge să relaționeze, cum se zice de multe ori, cu copilul vulnerabil din client. Și se stabilește, dacă vrei, o relație autentică în care cei doi ajung să se sincronizeze, să se acordeze psihobiologic exact cum s-a întâmplat în relația dintre copil și figura maternă în primii ani de viață. Este foarte greu când nu a existat o astfel de sincronizare, pentru că atunci, dacă în primii ani de viață copilul nu a avut o figură maternă suficient de bună care să creeze această sincronizare, un atașament sigur sau suficient de sigur cu ea, atunci este mult mai greu în relația terapeutică să ajungă la un rezultat. Asta este cumva perspectiva psihanalitică pe care are relației, în ideea în care în această carte, în cum se schimbă oamenii, în general, aceasta este perspectiva asupra relației pe care o abordează autorii, fiind confirmată și ea, la rândul ei, în ultimii ani de cercetător. Este nevoie să reluăm în cabinet pentru a exista o schimbare adevărată, pentru a exista cu adevărat acea vindecare. Este nevoie să reluăm până la urmă acea relație de la emisferă dreaptă la emisferă dreaptă, cum o numește marele cercetător Alan Shore. Și avem și noi la editură publicat primul volum din cartea sa Știința Artei Psihoterapiei. Și urmează să apară în curând al doilea volum, în care el vorbește despre relația de la emisferă dreaptă la emisferă dreaptă, emisfera dreaptă a copilului sau a clientului, emisfera dreaptă a mamei sau terapeutului în situația terapeutică, în care comunicarea nu ține de interpretare, de cogniție, ci ține mai ales de acest transfer al emoțiilor și această conținere care apare între o persoană suficient de matură și o persoană care are nevoie de această conținere pentru a se dezvolta și a-și regla propriile stări emoționale. Până la urmă,
Ceea ce ni se explică foarte mult în această carte și ce, se explic, ce ne explică Alan Shore în, în Știința Artei Psihoterapiei este că factorul important care duce la vindecare este reglarea afectului, reglarea emoției. Iar în cabinetul psihoterapeutului învățăm prin încercare și eroare, prin exercițiu, să tolerăm din ce în ce mai mult din ce înseamnă afectele, emoțiile care ne perturbă și învățăm să ne reglăm foarte mult din stările noastre individuale pentru a ajunge la acea coerență a stărilor noastre interne, despre care vorbește până la urmă Daniel Siegel în ideea sa de flux al minții. Foarte interesant. Știi, când te ascult așa, mă pierd în abundența de informații foarte prețioase, foarte utile. Eu îi invit pe cititori, mai ales pe cei care sunt în mod direct interesați de psihoterapie, de o parte și de alta, clienți și terapeuți, să citească această carte, unde exemplele sunt deosebit de detaliate și de complexe, unde autori precum Philip Bromberg, un mare psihanalist englez, Luis Cozzolino, Vanessa Davis, Pat Ogden, Peter Levine, Bonnie Goldstein, Stan Tatkin, doar ca să amintesc câțiva dintre ei, detaliază foarte mult, vorbesc foarte mult tocmai despre această relație și cum apare schimbarea în relația psihoterapeutică, pentru că clar nu se poate întâmpla o schimbare în psihoterapie, în cabinetul terapeutului, fără să existe cu adevărat această relație, fără să existe acest plan intim al relaționării umane. Cumva, nu știu, într-un limbaj mai vechi, de transfer contra transfer, o relație în care suntem implicați cu toată personalitatea noastră, corp, minte, suntem, corpul este în momentul acesta în relația terapeutică a devenit o componentă foarte importantă și deja știm că atât Pat Ogden cât și Peter Levine au dezvoltat abordări terapeutice foarte eficiente care au în vedere experiența somatică, experiența corporală a terapeutului, iar partea somatică este o parte extraordinar de importantă în terapia traumelor. Și memoria implicită, bineînțeles, care are foarte mult legătură cu corpul. Babette Rothschild, corpul și amintește. Dragii noștri, a fost Gabriela Deniz cu informații utile, așa cum am spus puțin mai devreme despre cartea Cum se schimbă oamenii. Daniel Siegel și Marion Solomon ca coordonatori ai colectivului de specialiști de cercetători care au scris această carte minunată pe care vă o recomandăm cu mare drag în colecție. Da, eu vreau doar să spun că nu voi putea niciodată să-i fac prin comentariile mele și prin modul meu de a explica, nu știu, într-un timp atât de scurt și să-i fac dreptate unei asemenea cărți, pentru că autorii care au scris aceste texte sunt crema psihoterapiei la nivel internațional, sunt unii cei mai buni psihoterapeuți și mai apreciați psihoterapeuți ai lumii în acest moment, care vorbesc atât despre psihanaliză, despre noi abordări în psihoterapie, cum sunt somatic experience sau psihosomatica lui Pat Ogden, despre noile direcții în terapia de cuplu, despre terapia copilului. Fiecare vorbește despre domeniul lui și o face într-un mod extraordinar, aș putea spune, exemplifică cu mult mai multă elocvență decât o voi putea face eu vreodată, ce înseamnă până la urmă schimbarea în cabinetul terapeutului. Deci Cum se schimbă oamenii, Daniel Siegel, Marion Solomon, o carte excepțională în colecția Psihoterapia, colecție coordonată de colega mea, Gabriela Deniz, senior editor la editura Herald. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Ne dăm întâlnire
la o nouă ediție a Pastilei de Lectură, așa cum v-am obișnuit până acum, cu alte subiecte interesante, cu alți invitați speciali și cu alte cărți pe care vi le recomandăm cu mare drag. Așa că să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!